Așa. Partea a doua. Și veneau ăștia, știi? Ei credeau că eu nu știu. Că ceva de genul, știi? Că marea majoritate pe unele, pe unele. Eu le lăsam așa pentru că mai veneau în locul unde eu lucram. Nu exista nici un trainer. Nu exista nici o proastă sau un prost, în ghilimele, care să stea să îți explice anumite tehnici. Eu câteodată mai vorbeam în engleză și mai explicam anumite chestiuni, mai erau fete care, mai erau vreuna, două care veneau pe acolo, vreau și ele să facă bani și nu veneau că se vin că prietenele ei de necăcăși ne doresc puțin divineața, că am avut și suflet proastă din asta. V-am spus, venise, ea venise, nu făcuse niciun ban. Nu știu dacă așa, nu făcuse niciun ban, o păcăleau ea. Veneau membrii și îi aduci mâine niște, aduci nu știu ce, mai aduci nu știu ce, știi, ca să te facă să cheltui, știi, foarte mult, dar erau de pe săla sudeurile altele, că ea nu știa cum e de mersul în industria asta, nu știa de javrele, deci javra din față, știți, proasta de la contabilitate cu care vorbea, ele nu știau de răhaturile care existau în spatele la așa ceva, nu știa că aia mai lucra ca și contabile la jdemii de alte, de alte firme, deci că se poate. Foarte bine a găsit femeia să poți fie contabilă la vreo două, trei alte studiouri, nu e nicio problemă, super cool. Problema este că proastele de la firma respectivă credea că, știți că așa e românul, ți dă mâncamă că poate vin la mine. Știți, exact ca și cum e cu dezvoltatorii, știți? Sau cu anumite, cu anumite persoane care au, care au anumite, anumite clădiri. Da? Mai trimite câte pe unul pe undeva, pe la unul care a făcut nu știu ce e, și face lui ăla un prank sau face tot felul de chestii, așa strică business-ul lui ăla, știi? Vine unul, îi strică ceva, face vreo chestie, umblă pe la lumină, că știți că sunt din ăștia care ei nu știu să facă business-ul curat. Ei au impresia că dacă îl falimentează pe ălălalt, pe unul dintre ei, ați înțeles, oamenii care lucrează acolo se ducă la ei. Care sunt șansele? Ei nu judecă că nu există așa ceva. Încercam să vă explic despre, despre cam cum este, știi? Eu încerc să vă explic despre mecanismul a ceea ce s-a întâmplat, cum dintr-o dată au apărut. Dar există cântăreți care nu e canalul lor, este canalul unei case de producție cu care ei au și voi credeți că banii după acel, trebuie să vă imaginați că omul ăla n-are o cameră după el. E pe cineva care umblă cu camera aia după el, știți? Nu are un stick din ăla, nu folosește, înseamnă că nu e canalul lui. Ca voi să înțelegeți, este o echipă. La fel cum Shelly, el a pornit singur și a creat o comunitate. După ce a creat o comunitate, el a, după care a semnat contracte cu alte case de producție, cu niște oameni pe care i-a angajat. E un mecanism, adică sunt niște oameni care în spatele a unor imagini, știți? Dacă tu începeai să faci chestia asta, nu știu, în 2013-2014, da, să faci YouTube, o făceai singură. Eu acum fac YouTube-ul cum se făcea în 2013-2014. De ce? Pentru că eu am găsit niște tâmpiți care ei nu înțeleg BDSM-ul. Știți? Nu înțeleg nici chestiile pe care le văd. E zine tu prea tare, e zine tu prea încet. De aceea că zic că camera, camera este șarpul, nu știu cum. Dă-te morții, mătii! Nu ai, eu, tu nu trebuie să vii aici, tu zici dacă ești, dacă te pricepi, știi? Așa? Spune așa, știi, eu, sunt Xuleasca. Am, și am o propunere. Trimite, bă, o scrisoare, știi? Nu pune pe proasta, știi? Care n-ar ce face în ziua aia, știi, eu sunt casă de protecție. Azi, că nu ești, nu vorbi în numele, știți? Voi în timpul liber, deși lucrați la o casă de producție, știți? Voi în timpul liber vă distrați în acest fel. Mai era și una care, după ce cum am explicat, încercam să o învăț, nu făcuse nimic. Cum să-i cer părerea unei proaste? Vorbește cu vreo tipă din studioul ăla care face bani. Cu aia vorbești. Tu nu vorbești cu tipa care e contabilă despre neajunsurile pe care tu le ai în firmă și tu ai impresia că, firmă, că aia de la contabilitate te ajută pe tine despre caning,
că nu te ajută aia de la chemii. Du-te și vorbește. Ea trebuia să vorbească, până la urmă a avut norocul și șansa, știți, să vorbească cu mine. Veneam eu odată și trebuia să dau căcaturi, să semneze, fiindcă la noi se semna toate căcaturile alea. Așa. Trebuia să dai cu subsemnatul câți bani ei, câți bani ai de luat, ce dracu faci cu ei, ce rahat pe băți faci. Așa. Și auzeam, am auzit-o, știi? Am auzit-o și eu am zis că, ai, bă, că cât stau eu acolo, nu știu dracu fac, îi explic. Și am spus, bă, știi că există fetișuri, există zazazam, zazazam, știi, am început să-i povestesc despre chemingul ăsta, în general, per total. Și am mai luat-o eu și de-aia și lăsam. Ei, au venit proastele de la casa de producție. Știți? I-a văzut pe proștia, știți? Care sunt cameramani, știți? Și mă face de... Când pute prins și mă zic, mă fug și o bucățică de carne, știți? Le-a văzut pe proști? I-a văzut, trebuie să știți? Așa. Unul dintre ei m-am întâlnit și eu, știi? El că făcea o grămadă. Unde faci, mă, banii aia? El, auzi? El purta tricou, dar nu știu ce rahat, știi? Da, el avea nevastă, le avea și el nevoie de una, două, trei. Și alesese prost pe una, știi? Ca mama părinților copilului. Vă? Și l-a crezut că tată suntem la fel de proaste. V-am spus. Și de Cristeis trebuie că deci... Pă, pizda mătii, bă! Scrisoare oficială, știi? Eu nu discut decât cu când e un business, știi? Nu discut cu toți neaveniții, cretinopații, care credeți voi că dacă lucrați la o firmă de probabil aveți și dreptul să aveți opinii, știți? Trebuie să ai opinii legat, știți? Trebuie să găsiți legat de BDSM. Că dacă noi nu ne potrivim, ca tu să înțelegi care este produsul pe care eu îl scol pe piață, te duci în pizda mătii cu tot cu casa ta de producție la care crezi că, vezi că lucrezi, ești nimeni în casa aia de producție. Înțelegi? Cine ești? Sclav! Știi? Angajat, de executant, nici măcar sclav nu ești, tu ești executant, tu nu ești sclav, ești executant, înțelegi ce ești? Executant, ca să fii sclav, trebuie să fii sclav, tată. Sclavia e chestiune, e treabă dezvoltată, n-ai cum să fii tu sclav, ești angajat. Cât? Vezi că nu știi, că aia te debarasează în 3 secunde, că nu mai are nevoie de tine. Găsește pe unul care e mai șmecher pe basculă și își face treaba la jobul ăla. Ai înțeles? Imediat, nu mai e ce mai e. Știi cum ești înlocuit? Imediat ești înlocuit. Ce sclavie? Vezi că sclavul nu e înlocuit. Da, de câte ori vine la mine cineva și îmi spune că ai avut o relație de BDSM, de mistră sclav? Nu, dragă, nu, că nu și-a depus nimeni. N-am găsit încă persoana care să înțeleagă asexualitatea mea. Așa. Deci, în concluzie, n-am cum, știi, am găsit persoane care sunt obediente. De câteodată. Da. Ne-am, pe bucățica care era, știi? Așa. Fiecare cu obedența lui, cât era obedență, cât la tu duce mintea la obedență. N-am, eu nu am, n-am avut relații de mystery slave. Eu am avut relații de dominare, obediență. Sub nicio formă nu am avut o astfel de relație. Nu am de ce. Sunt unii care pretind, am membrii care ei sunt de ani de zile. Ar putea să fie numiți sclavi, știți? Dar și totuși nu se numesc sclavi, pentru că ei nu sunt într-o umilire verbală. Da, asta este, când sunteți proști, voi veni și voi vi se și spun că sunteți sclavi. De ce? Pentru că voi acceptați orice mizerie de la patronii voștri, acceptați orice mizerie de la șefii de partid, acceptați orice mizerie de la statul român. Eu n-am acceptat, de exemplu, deci în concluzie, nu sunt un sclav, sunt un liber, din cauza asta. Cam asta este diferența, da? Sclavii au stăpâni, mistress, ea asta este stăpână. Știți, mistress, slave, e diferență față de dominare, de-aia eu de cele mai multe ori, screen-urile pe care le-am avut eu, nu le-am avut cu denumirea de stăpână, mistress, nu, stăpână, că nu stăpânesc pe nimeni. Dar, la fel cum există și noțiunea de master, că ar trebui să fie stăpân, asta este denumirea, știi, să-i stăpân, păi când ești stăpân pe tine și ești un prost, ce recu să-ți mai zici. Dă una ta stăpânire. Da, sunt un master. N-ai cum. Vezi că trebuie să te caut, cam asta trebuie să fii căutat.
atunci faci treaba bună. Când nu ești, nu te mai caută, să că erai în prost. Ca jumate din populație. Și mai stricat, fetea, făceau ei testul. Păi că eu nu vreau să ies din chestia asta, chiar, eu sunt bine. În locul ăsta eu m-am simțit bine. Ce? Că sunt creativă, pot să fac cum vreau eu. Ați înțeles? Eu dictez, eu dau cu capul. Nu vine un prost de la sunet să-mi spune sunet. Nu vrei să o sugi? Ia vezi. Pe dreapta, pe stânga și după aia pe dă. Tu sugi singur. Asta este răspunsul. O mai spus. Când la... Am crezut că nu știi, mă, și de-aia vreau și eu să ne știi, că am crezut că nu... Vezi că lucrez de ani de zile în domeniu, trebuie să vii tu. Vrei, vrei doar să te bagi în seamă, știi? E că eu văd că tu vrei să te bagi în seamă cu mine. Nu te bagi în seamă, mult. Nici eu am o părere despre genere de idei. Mai fost unii care au avut idei de business și n-au ținut loc. Păi, nu știu de BDSM, nu știu despre... Aia, ei vreau să îi rămână în sistemul ăsta, știi așa, astfel încât să aibă cât mai puțin de lucru. Cu o persoană cum sunt eu, nu prea ai puțin de lucru, e foarte greu să colaborez cu mine, m-am explicat și în marea majoritate, de asta e când vin, îi vin ca să-i scot din rahat, știi? Da, la mine poți să apelezi că să te scot din rahat de prostiești, că poți să ai încredere în mine. Adică ce ai vorbit, aia obții. Asta în cazul în care ai fost ok. Dacă n-ai fost ok, s-ar putea să te susi singur. Tot omul este. Da. Iau omul e. Știi? Tu ești singur și te sugi. Da. Din punctul meu de vedere, cam asta se întâmplă când te păcălește cineva, când e o mizerie socială, un rahat social. Bun. V-am spus ce făceau ăștia, știi? Ei își făcuseră să lășluiau... fericirea pe paginile mele încercând să obțină persoane care să facă online chestia asta. Ce părere ai dacă e milit femeie? Ce părere ai dacă e milit? Pe măta nu vrei să o sugi? Du-te la măta, sugi-o pe măta. Încurajare la nu știu ce. Te baci peste-o. Te-a întrebat cineva ceva? Vorbești când ești întrebat. Dacă te întreba cineva. Știți? Eu de-aia am lansat chestia asta, v-am explicat. Care este? Caut sponsori. Știți? Și mă încă mai caut în continuare, știți? Da. Și gândiți. Și când nu găsesc, vă povestesc despre lucrurile de zi cu zi, alea care sunt. Și cum vă explicam, cam așa a apărut, pentru că eu în 2018 am plecat de acolo și mi-am dezvoltat afacerea în mod singur, pentru că eu, de ce stăteam la studioul respectiv, încă nu rezolvasem totalmente, n-aveam suficienți bani pentru avocați și pentru să-mi recuperez niște probleme pe care, niște bani pe care eu i-am pierdut într-un business, așa, și trebuia să-mi recuperez, trebuia să am bani ca să-mi scot propriile, dacă datorită unor relații extraordinare și nemaipomenite, da, la sfaturile, ai, nu te pui în relație, mă, că de-aia am venit-o, știi? O te pui mă în relație ca să fii în relație. Tai draia cu acolo, stai acasă, pui și eu la fel. M-am întâlnit, până atunci te întâlnești cu X și cu Z și cu Z, știi? Nu înseamnă că dacă te-ai întâlnit, gata, s-a întâlnit. Dacă s-a întâlnit cu mine, e și cu tine. Bă! S-a întâlnit doar, știi? Nu înseamnă că e cu tine. Voi deja vă faceți filme, mă, după ce vă zice, bă, și o femeie bună ziua, deja ți-ai făcut filmul. La voi, știți, depinde de film, știți? Unii vă faceți filme de prietenie, alții vă faceți filme despre sex, alții vă faceți filme despre business, alții deja vă vedeți în relația respectivă în care faceți pomul ăla de bani, adică atât de proști sunteți. Atât de proști sunteți. Nu vă zic, știi, asta a venit și... Canalul ăsta a fost făcut ca să vă vedeți voi prostia. Știți? Să vă vedeți. Vă duceți și faceți? Faceți la aia vizualizări, știți? Faceți vizualizări despre ce? Despre cum se face? Despre cum o femeie umilește o femeie care a lucrat. O altă femeie fără acordul acelei femei, că eu la mine e o diferență. Ăștia vin la mine și cer chestia asta. Dacă nu o cer, eu nu-i umilesc. Eu vă umilesc ca nație, că sunteți proști. Voi faceți, voi e ok, știi? Dar trebuie să vă spună și vouă cineva, știi? E foarte bine că îi faceți trafic, că așa are și cameramanul de mâncare, că și are și el copii, știți? Au copii. Așa. Cu vreo fufă din asta, știi? Care se crede mare bogat, știi?
Vezi că dacă nu seara, ne mai avea bani. Ne mai avea bani. Să mai treci după, știi? Să mai trești. Norocul rahatul ăsta de viață. Pe care că s-a făcut a fost pandemia asta, știi? Noroc că ăștia nu le-a mai ajuns la canație și s-au certat între ei. Un război al treilea economic, despre care nu vreau nimeni să scrie, o să scrie probabil istoria. Și o să-mi dea dreptate, niște javre penale, normal că au dat. Cine a fost vinovat nu contează, americanii nu se știe niciodată. Important este că s-au certat două nații și din cauza că s-au certat două nații a trebuit să suferim noi tot poporul, că s-a crezut niște, unul s-a crezut Dumnezeu. Mare șmecherie și mare, și mare, mare sculă pe basculă. Asta a fost o extrapolare. Adică, ce înseamnă extrapolare când schimbi subiectul inițial al acestui videoclip? Cum vă spuneam, știi? Zic că se nu mai facă chestia asta, mă. Vezi că îmi place. Eu chiar dacă o să ajung sexolog, chiar dacă o să emigrez în viața asta undeva, că n-am de unde să știu, eu tot o să deschid camera și o să stau pe site-uri. Ce? Pentru că pentru mine, pentru că eu, asta pentru mine este, am descoperit că este o chestiune mentală și e chiar foarte mișto. Știi? Mie chiar îmi place să fac chestia asta, da? Și am ajutat o grămadă de oameni înțelegându-i, am făcut să se simtă confortabil cu astfel încât ei au avut o viață fericită acolo unde s-au dus, plus și eu. În condițiile astea în care toți proștii de pătera n-au înțeles ce înseamnă, că nu toată lumea care termină psihologia este și psiholog, știi? Da. Că astea este, sunteți proști. Ce să vă fac? Da, ce să vă fac, maică, deci. Sau nu orice persoană care termină facultatea de economie este economist. Vezi? Trebuie să vezi în ce a terminat, știi? El are o licență. La fel cum și nu orice om care a terminat facultatea de medicină generală este medic generalist. De dobitocilor. Vă fac pe voi, din punct de, eu am și motiv pentru care să vă fac, pentru că este real. IQ-ul meu este sub, este peste, pardon, este peste nivelul la o grămadă de oameni din această țară, da? Și am tot dreptul să zic asta. Adică pe scripte din liceu, facultate și ce mai vrei, toate testele mele de IQ au fost peste 138, 134, o dată mai ești 134, o dată mai ești 138. Ultima dată când am făcut a fost 132, n-am mai scade și mai crește în funcție de foarte multe. Trebuie să vă explic niște lucruri și de cât de mult am reușit eu să mă concentrez când am început testul respectiv, când mi s-a dat, pac, să încep. Într-o zi o să vă explic și acest aspect. Deci despre asta a fost vorba. Așa a apărut. Pe YouTube au apărut o felul de, știți? Chiar și foarte mulți cântăreți. Nu e canalul lor. Unii da, ăia care filmează și pun produsele lor, ce mai fi, canalul lor. Dar la unii nu este. Ei au făcut contract pe respectivele chestii sau pe tot canalul per sine, cu o casă de producții. Da. La unii trebuie să gireze casa de producție produsul respectiv și să le dea drumul. La unii li s-a dat acces la canalul respectiv, la unii nu li s-a dat acces, la unii au acces la bani, cum nu aveam nici eu, de exemplu, eu când lucram la filmele, eu n-aveam acces la banii toți, știți? Ei intrau banii, de-aia eu trebuia să aștept banii să-mi vin, știți? Da. Și așa a făcut ei, că ce dracu să-i ceri la un prost care nu e nici stăran, știți? Așa e un venetic. El la elator la țară e venetic. El nu are o titulatură de țăran, el doar locuiește într-un sat. E un sătean. Țăranul este țăran. Unul care e un sătean. Ești sătean. Nu toți locuitorii unui sat, da? Sau unui comune sunt țărani. Să fii țăran, trebuie să știi să lucrezi pământul.
Eu, când mama a terminat și a devenit, și părinții mei când au devenit, ei s-au dus și au lucrat pământul. După ce au ieșit la pensie. Au cât de cât noțiunea de așa ceva. Da. Au crescut animale. Nu e neapărat o meserie, dar putem să fim numiți țărani. Faptul că voi veniți de nu știu de unde, știți? Dintr-o casă săracă, n-ați muncit, voi nu munciți pământul, nici ăla pe care îl aveți voi în fața casei. Voi n-aveți grijă de el. Nu puneți flori, nu aveți grijă de pământ, nu aveți grijă de nimic de pe acolo, nu vă dați. Eu, de exemplu, într-o anumită perioadă n-am avut, mi-au murit toate florile de pe aici, pentru că era marea majoritate foarte mult plecată. În București era traficul vai de mama lui, plus am mai fost și plecată eu. Când am avut astfel de business-uri, n-am avut să-mi închiriez pe lângă casă, normal că n-am avut flori. Acum aș putea să găsesc grădinăritul, e una, ca și hobby, floreritul, iarăși, e un hobby, știți? Poate să fie un hobby, nu este neapărat o meserie. Iar voi asta nu ați înțeles. Foarte multe dintre voi v-ați pus anumite titulaturi, de aici a fost și problema că și-au luat niște titulaturi, niște fete care și-au luat niște titulaturi. Asta este, și l-au luat, că și l-au luat. V-am explicat că și în studioul ăla, ce dracu să-i ceri unui sătean, unei proaste, care a făcut, le-a dat voie să aibă firmă după 90, așa, a făcut și ei nu știu ce, a găsit pe 2-3 băieți deștepți care să facă business. Da? Și business-ul s-a dus în jos în momentul în care ăla n-a înțeles că oamenii și aia care lucrau, băieții aia care erau deștepți, eu când am venit în firma respectivă, erau băieți, mai erau încă băieți deștepți, după n-a mai fost, că au plecat. S-au dus, a fost până că a plecat unul, doi, trei, care erau mai capabili, au plecat și restul echipei. Și a rămas prostul de izbeliște. El căuta doar femei și cupluri, știți. El nu căuta și tehnici cum trebuie. Nu căuta. El n-a căutat și e ce să caute. Dar nu era business-ul meu. Normal că celelalte firme au dat jos. Pentru că succesul tu poți să-l ai așa, dar trebuie să te menții. La fel și eu. Eu a trebuit să mă mențin. Și în continuare o să mă mențin pe tema asta, dar voi așa trebuie să vă zici, trebuie să vină cineva, eu vin acum să vă explic în fond, în mod pamfletar, să vă explic cât de proști sunteți. Ca nație, că voi faceți trafic la niște oameni, nu e că gelozia mea, asta trebuie că și așa are bani, știi? La aia nu merită, sunt o grămadă de alți băieți care merită. De exemplu, aș putea să le faceți trafic. Da, voi tot către așa ceva faceți bang, 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 trebuie să se mențină omul respectiv. Unele nu se mențin și atunci, da, când nu continui să livrezi un produs media cum trebuie, da, mi se pare logic să te și menții pe actualme ce ai de făcut. Da, ei așa au venit, că erau proaste, cum v-am zis, îi veneau ca și ghești, știți, ca și membri, își luau membri și își luau... Își făceau conturi din alea, știi? Așa? Conturi în care îmi puneau două feluri de întrebări. M-a venit un prost mai devreme și m-a întrebat: who is better in sex? Black or white guys? Who the fuck cares? Adică, cine e mai bun în sex? Știi? Tu vii la fetiș, eu sunt listată pe fetiș. Sunt pe site-ul în care eu mi s-a pus o întrebare asta, se vede sus, ca model, știi? La unele nu se vede. Eu îi pot înțelege pe site-urile alea. Ok, ești prost, ai crezut că site-ul e de curve, am vizit în supra. Știi? Ok, ești prost. Dă te trec. N-ai cum. Dar asta este imaginea pe care o facem. Asta e. Acolo scrie că e fetiș BDSM. E secțiune specială de așa ceva. E listată lângă numele meu, se vede. Știți că e o listă mare. E de prost, trebuie să fii. Să vii pe fetiș BDSM, să-i pui o astfel de întrebare unui model. Vezi că pe fetiș BDSM modelele lucrează cu outfit-uri, props-uri, jucării, device-uri, știi? Cât de prost să fii? Cum adică?
Black or white guys? Păi nu știu, depinde, păi, dacă mă întreb pe mine, care sunt asexuală, niciun. Că nu-mi folosește mie. Dacă întrebi pe o persoană care este xenofobă, așa, o să zic că noi când noi suntem albi, suntem nații, suntem foarte extraordinari și dacă întrebi pe ea negri, o să te ia ca pe un trofeu, mai ce piele frumoasă și drăguță am. Eu mi-am plătit foarte multe facturi așa. Goddess în sus, white goddess în jos, white goddess în sus, white goddess în jos și nu sunt și ei oameni. E mișto. Mie îmi plac, cred că sunt deștepți. Ăia care nu sunt proști, că am mai întâlnit negri proști, stați liniștiți. Și nu, ei sunt proști că sunt proști, ca și culoare a pielei. Ei sunt proști că si ai cu lor scăzut. Nici gândire de pula mea e frumoasă. Vezi că am văzut pul mai mișto, adică, scuză-mă, din punct de vedere al sculpturii, al artist, știți? I-a dat viața, i-a dat, știți, când te-ai născut, măsa saxul ăla, i-a dat foarte mișto. Știți, au dat lângă mișto. Mai stă și dreaptă. Da. Adică, depinde de ce întrebi. Ce dracu vii? Să întreb pula asta de întrebare. Bine, legat de fetiș. Cum v-am spus, sunt oameni care pur și simplu le place chestia asta. Adică dacă tot este să lucrez în, cum am explicat, să stau în promiscuitate, pentru că așa aici am reușit eu să fiu din punct de vedere financiar, să nu mă consider umilită. Umilită din punct de vedere financiar. Am fost la joburile voastre, drahat, ați înțeles? La asociații, când nu a mai fost nevoie, când nu mai n-ați mai avut fonduri, imediat scăpați de oameni. Nu mai sunt fonduri. Voi nu sunteți nici măcar onești. V-am explicat că și noi veneau la mine și îmi spuneau să mă trebuie să plece, că nu știe să facă. Du-te mă și spune la ăla, știi? Noi de că încearcă să-ți găsești un alt loc unde să stai. Nu mă implica pe mine! Că nu ești capabil să-i spui unui om, păi, când l-ai adus în complex sau unde erai tu închiriat, că am avut situații de genul ăsta, da? Când l-ai adus, știi, te-ai consultat cu mine? M-ai întrebat și pe mine? Nu. Păi dacă nu m-ai întrebat pe mine, înțelegi? Eu de ce ar trebui să te ajut acum, știi? Să mint, că trebuie să... Deci du-te pe la om și spune, nu vreau să mai fii, știi, în firmă. Cum am spus că putea foarte bine să spună, unde era, bă, nu se mai poate și ți-e frică, deci că pleacă, știți, unică e. La mine la fel, trebuie să comporte frumos, că dacă cumva pleacă, trebuie să-mi compor frumos, mă, că pleacă. Păi plec, plec, da, la mine da, pentru că eu am o posibilitate, am niște, de-aia sunt ușor de folosit. Pentru servicii, ca de exemplu, un loc unde să stau, un loc pe care să-l plătesc extra față de ce este, de ce, pentru că nu... N-am avut extra super bani pe tăra asta în care să-mi cumpăr nu știu ce, știi? Și pentru moment, câțiva ani de zile, încă mai sunt bună omul că de la, când am fiți impresia că oamenii respectiv, ei stau de vorbă cu mine pentru că mă iubesc extrem de tare. Nu mă iubesc, ați liniștiți că eu sunt conștientă, eu știu despre ce vorbesc acolo. Sunt foarte greu de suportat și ca angajat, și ca colaborator, și ca chiriaș, ca virgulă chiriaș, ca să nu... Ca chiriaș. Nu se face cacofonie aici. Ca și chiriaș, ca și om, whatever, cu mine foarte greu poți să discuți, că s-ar putea să, dacă n-am băut, știți? Depinde cum e în ziua aia, că depinde ce mască mi-am luat. Sper să am masca politeții cu mine, că dacă nu te întreb direct, știi? Ești prost? Da. M-am mai zis, că eu le-am mai zis, cum am sculat în ziua aia. I-am întrebat dacă animalele din jur sunt porci. Că pisicile sunt porci. Că le dărâsără resturi de mâncare. Adică, tu, eu, de exemplu, uite, zile trecute, ca asta încercam să vă zic, mi-a rămas de la o ciorbă, mi-au rămas niște oase. Bine, nu erau oase, erau un piept, un pulpă de pui și o aripă. Cum era să iau toată aia de borș și să o pun afară la animale? Nu. Am scos, am spălat carnea aia puțin, așa, și după aia am pus-o pe o farfurie,
câteodată mai pun o farfurie care e spălată de pe acolo, ori dacă nu, pun vreo chestie de plastic pe care deja am cumpărat-o în care am avut, cumpărasem eu carne sau știu ce d-aibă, fi cumpărând eu, da? Așa, vreo caserolă mică din aia, așa. Ori o pun afară și dau să mănânce, le dau să mănânce. Și după care tot eu strâng, mă duc și strâng alea două, trei oase, ce dracu că mai le rămână, că nu sunt câini. Știți? Eu le-am dat ca să mănânce carnea după osul ăla. Așa, și cam așa trebuie, știi, că nu e porc. E, pisica nu e nici câine, nici nu mă aștept. După ce le-am dat oasele astea, le iau frumos și le arunc. Dacă n-a la mâncat, înseamnă că nu le poate mânca. Logic, da? Eu i-am dat doar ca să mănânce carnea. Mai sunt care le mai dă, le mai dă niște spate, că nu sunt bogați, știți? Aia care sunt pe lângă mine și care sunt ok, că sunt niște oameni care din complex, din vecini, asta, e ok, le dau de mâncare la ok la animale, adică le dă chiar și spate dacă îi dai, bă, nene, chiar și cur dacă îi dai, de exemplu, na, fiecare cu slăbiciunile lui. Eu și când o să, cine știe, dacă dă peste mine vreo fericire și devin bogată, să știți că mie tot cururile de la... Că pentru că era... Eu am suferit foarte mult, o să vă zic acum, o extrapolare. Am suferit foarte mult cât am fost suferit. În ghilimele, mă, stați. Pentru că eu la țară, îți dai seama, se tăia o găină sau un pui, știi? Când mă duceam la țară, la bunica sau la țară, la familie la mine, așa când au devenit pensionari ai mei, s-au retras la țară. Pe apropierea pământurilor unde le aveau ei, știi? Așa, unde le-a avut familia mea și logic, nu vreau să ce trebuie să fac în oraș, înțelegi? Eu am plecat din orașul ăla, nu vreau să stau după mine, știi? Eu m-am zrac să învăț facultate la pizda mamei mele. În ghilimele, da? Unde dracu m-am văzut pe cu ochii. Așa, unde stăteam să fac și bani, mi-am luat copilul cu mine, știi? Câteodată mai trimiteam pe asta. Dar eu o suferi foarte mult acolo pentru că, de exemplu, mie îmi plac aripile. Mie îmi plac aripile și, cum se numește, și fundul de la găină sau de la orice animal. Băi, deci mie îmi place gustul la chestia respectivă. Dracu, să facem, asta este. Și de cele mai multe ori vă dați seama că dacă se tăia un de la și se făcea din spate și din se punea bine totul, depindea, dacă era găină se punea totul la fiert, după care se scotea pieptul și pulpele și se făcea și se prăjeau, așa, iar în iar în ciorbă se lăsa spatele superior, spatele inferior și respectiv câteodată se lăsau și aripile, gâtul, bucățica aia mică, dar mie îmi plăcea prăjită. Da, țeama era una singură, da? Așa, ei, uneori bunicul mai era glumeț, știi, cu mine. Știi, și zicea, las că mănânc eu, mănânc eu, mi-a făcut-o mie. Dar tu îți dai seama că dacă o prăjeau, era pentru mine. Deci, cealaltă, sora mea, de exemplu, ei plăcea carne, trebuia să fie multă carne înăuntru, știți, eu vreau legume. Partea aia care cu oase, știi, oasele alea mici, eu ca o pisică din aia, știi, gâtul, mie îmi plac gâtul, credeți-mă, dacă nu o să vă vină să credeți, da, e un prostie a mea când sunt copil. Acum când m-am dus, țin minte când au apărut acum în supermarketurile, acum mulți ani în urmă, așa, încă nu a apărut să vină să aducă gâția toți, știți, așa, și să aducă, sunt anumite locuri unde nu se găsesc, dar astea se găsesc în supermarketuri, sunt anumite zone, în anumite momente când găsești aripi, aripile separate, nu prea se făceau. Nici după Revoluție. Nu a fost. A fost mult după Revoluție, nu mai îmi aduc aminte când exact. Dar țin minte că prima dată când am văzut eu, asta era undeva, fusesem, cred că prin 2000-2001, lucram, cred că făceam facultatea, terminasem facultatea de marketing și nu făcusem examenul de licență.
Și vreau să-mi fac, nu vreau să... Adică încă eram în tatonări, nu prea știam exact ce vreau să fac, dacă să fac psihologie, dacă să fac ceva marketing. Era și ca partea financiară, știi? Că nu prea știam care din ele o să fie, dar eu lucram similar. Totdeauna am găsit ceva care să semene între astea două. Vânzări, lucru cu oamenii, asigurări, da? Întotdeauna am găsit între cele două, un liant între cele două, pentru că eu, ca și licențe, ca și am făcut și câteva mici module legate de comunicare, da? Am făcut, nu a fost neapărat licența, ci pur și simplu după ce termin facultatea, tu poți să faci diverse module la facultăți. Adică eu puteam să fac. Oriunde în afară de aia, că v-am zis, m-am dus la... E facultate particulară și m-am dus în locul altei persoane. Stai examen. În locul acelei persoane, că da. Dacă eu învățasem, eram eu și nu aveam încredere în sine, în ea, acel om. Și am făcut asta. Nu contează. M-a prins ea de acolo, că examenul la care le făceam asistenta de acolo era aceeași asistentă de la cursul pe care l-aveam la marketing, la una din, nu știu, era cu economie, marketing, nu știu, obiecte era. Și era comun și asistenta de acolo m-a recunoscut și, bineînțeles, că m-a dat afară de facultate. Puteam oricând să mă duc cu căcatul ăla de hârtie, să mă duc să fac, să dau examenul și licența în altă parte, dar consider că este, și am zis, lasă-vă că e bună în noi, ne descurcăm cu psihologia, că asta parcă, și cu vânzările și cu astea, nu mai contează. Și țin minte că m-am dus, lucram, m-am zis, într-o chestie, nu mai știu ce context, eram într-o campanie electorală, prin 2000-2001, Constantinescu, ceva de genul ăsta, și Convenția Democratică era pe vremuri și m-am dus pe undeva prin Cluj. Și țin minte că odată cu șoferul ne-am oprit la unul din magazinele de pe acolo, supermarketurile mari care erau, nu mai țin minte denumirea, că n-are rost să vă mai spun, că era de mult, vă dați seama, și acolo am văzut, la magazinul la mare, am găsit fund și că încă nu era pe vremurile alea, încă nu era ca acum, să găsești efectiv separat gâturi, separat spinări, separat spinări și aripi, separat cururile de găină sau de pui de găină, separat gâturi, separat pulpe, separată și pulpă superioară și inferioară, nu era. Atunci am găsit chestiile alea separate, probabil venise la un producător de pe undeva de prin vestul țării, foarte mișto chestia, țin minte că mi-am luat, n-aveam unde să-mi fac și mi-am ținut în frigider. Da, când am venit aici în București, mi-am făcut cururi. Asta ca să vedeți unde duce dezinformarea. La fel cum tot zilele astea stăteam de vorbă cu asta mică, că nu-i că pe timpul facultății tu aveai gratuitate. Nu am avut niciodată gratuitate. Vi s-a dat probabil vreo 2-3 ani de zile, nu știu cine v-a dat. V-a dat PSD-ul, PD-ul, PNL-ul, PISDA, nu știu cine, că de vreo 2-3 ani nu știu, sau 5, nu știu cât naiba. Vi s-a dat o gratuitate. Vi s-a dat gratuitate probabil și la București, vi s-a dat gratuitate la mersul pe tren, vi s-a dat gratuitate, le s-a dat la studenți. Eu n-am avut, eu toată viața mea am mers cu jumătate de bilet. Eu și pe vremea lui Ceaușescu, eu am mers cu jumătate de bilet. Gratuit eu am mers până la 10 ani. Pe vremea lui Ceaușescu era gratuit 10 ani. Nu mai mergeți dezinformați, frate. Că voi duceți, faceți canale, faceți niște mizerii, știți? Vă duceți, vă zic niște oameni degeaba, știi? Nu. Și mai eram tot așa că pe vremea lui Ceaușescu aveai prima stație, era gratuită. Nu era gratuită o stație. Nu era. Era controlul care intra, dar aveai și tu grijă cine a urcat. Te duci la ăla care a urcat și îl vezi că se caută prin buzunare să-și facă ăla și tu n-ai pe cine să-și și te duci direct la ăla. Că mie mi s-a întâmplat asta. Știți, eu eram cu 10.000 de pungi. Și până să-mi caut eu să dau pe ăla ce o mai fi fost, aia s-a găsit că cei cădea campa, că am fost și drăguță și am dat-o. Bă, n-am avut cum.
Mă bucur că acum în București, nu în toate, iarăși vă mai zic o chestiune, la anumite din alea de card, ai cum să faci cu cardul, la unele nu ai cum, la unele sunt tot cu... eu într-o seară la fel mai aveam pe cardul meu 2,40 lei pe cardul de STB RATB, a rămas cu denumirea din trecut așa și am încercat cu cardul normal, știți? Am zis, bă, să văd cu cardul bancar, știți? Cu card, că se poate face, se poate intra la metro cu cardul bancar, se poate intra... nu toate sunt alea care sunt portocalii, sunt anumite autobuze care sunt portocalii, din păcate îți trebuie, n-au înlocuit în tot STB-urile, n-au înlocuit peste tot cu unele dintre ele nu au. Când nu au, trebuie să faci... asta ca să înțelegeți. Da? Așa că am scos ăla. Eu am vrut doar ca să mai am altă dată. Dacă aș fi făcut o dată, când mă întorceam, era 1,30 lei și 1,30 lei minus sau 1,50 lei. N-aș mai fi avut altă dată. Asta este. Următoarea dată o să văd cum fac și o să-mi încarc cardul ăla. Îi mai încarc toată, cam vreo 2-3. Mai apun câte 5 lei, 10 lei în cazul în care nimeresc într-un autobuz STB care... Și odată când am uitat, de da, că mai uit. Adică te uiți tu pe ăla, că nu ești chiar ultimul om, tu chiar plătești. Dar ți se întâmplă să găsești câte un prost din ăsta, uite, ultima dată am găsit niște femei foarte mișto care au înțeles. Mă găi de nini, zici că parcă făcusem eu ceva greșit, știi? Că li s-a luat lor dreptul. Băi, ți-a dat ca să vă influențeze pe voi, să aibă și niște influențe politice. Voi n-ați înțeles că noi n-am avut niciodată, eu... Bă, am făcut facultatea în Moscova și eu n-am avut gratuitate. Eu plăteam, înțelegi? Eu lucram. Știți? Eu m-am dus acolo și n-am găsit din buzunarul meu să-mi trimită părinții. Că n-am avut. Și am găsit o firmă la care eu am lucrat. Și firma respectivă îmi plătea cazarea. Da? Și 4 ore sau 6, nu mai țin minte exact, în care asta mica mea era... cât lucram sau când avea un loc unde să poată să stea. Coloasem și pe asta mic. Era mai liberal așa, erau mai americani și puteai să lucrezi. Americani în Rusia. Da, vedeți, știți, rusii nu se uită după miros. Da, nu e după miros occidental. Așa. N-am avut. Eu plăteam, era, nu mai știu câte ruble, trebuie să caut. Că eu îmi păstrez toate căcaturile. Ați zis, trebuie să caut. Cât plăteam eu pe călătorii. Eu plăteam, știți? N-aveam gratuitate. Chiar dacă acolo este, cum ziceți voi, comuniștii, dragului, nenorociți, socialiști, tundea Dumnezeu, mamilor, știți? Nu era scump. Da? Îți puteai permite cu un job pe care l-aveai tu acolo. Eu îmi permiteam să mă plimb. Eu mă plimbeam. Era, dacă era într-o zi în care eu mă plimbam, de exemplu sâmbăta sau duminica, eu umblam, cum este și acum în București, pe STB, există o cartelă, da, de o călătorie pe toată ziua și tu poți să călătorești cu aia în toate autobuzele și toate mijloacele de transport al Bucureștiului. Și tu poți să te miști în toată zona. Ți-ai cumpărat-o, ți-ai bifat-o odată și mergi cu ea, cu cardul ăla, știi? Trebuie să citești. Te informezi. Eu m-am informat. La fel aveau pe vremea respectivă când am fost eu acolo, era o chestie de genul ăsta. Da? Și eu eram, mie era ușor și eu căutam muzee și locuri și parcuri prin apropierea metroului respectiv. Mă duceam, sau pe unde coboram eu, știi? Nu mă duceam foarte departe. Mă duceam pe jos după ce... luam la metro, adică eu mi-alegeam un singur și mi-l luam și transport, nu alergam după alea să merg și noi asta, că o stație merge bine. Vreți, dar nu contribuiți, știți? Voi aveți impresia că fondurile astea sunt din taxele noastre, din taxele și că trebuie să ne ofere și nouă, trebuie să ne ofere și nouă confort și nu mai știu ce. Păi, ce să facem? Asta este. Deci nu era. Eu v-am explicat care a fost situația, eu numai în România. În România, cât am avut, nu știu că dracu. După ce faci, când ești master,
când ai, ești la master, când ești nu știu pe unde, e o opțiune. Masterul, doctoratul, indiferent, e doctorat în, în actorie, doctorat în dragi cu măsii, doctorat în curul măsii, așa, ok, tu plătești și transportul, înțelegi? Da, există burse de merit, există burse de curul meu, există burse de nu știu de ce. Da, dar trebuie să excelezi. Faci de 10, de 20, de 50, știi? Trebuie să excelezi. Când nu excelezi, asta este. Da? Voi vreți, ca toată lumea, știi, mulți s-au apucat să fac facultatea din cauza că era, aveau dreptul să se miște. De asta faci facultate. Eu credeam că faci facultatea că vrei să înveți. Știi? Eu de-aia am făcut, că mi-mi place. Adică eu, cred că probabil și la 70 de ani, o să mai fac ceva. Nu știu, orice. O să mai învăț ceva. Mai iau un curs. Da, mai mi-au un curs. Ori îl cumpăr, după care careva, după ce ieșea online și stau cât ține cursul ăla. Așa, urmă la o chestiune particulară, ori la o chestiune, cineva, ori la sat, ori la într-o altă țară. Eu mă gândesc că mă și eu acolo. Știi? Da. Exact. Și iau banii din promiscuitate, știi? Dacă mie îmi place. De ce nu? Dacă sunt slabi. E ca vorba, sunteți slabi. Iar voi, femeile, nu înțelegeți că nu puteți să faceți și atunci normal. Dacă el e și femeile alea sunt ok. Dacă ele sunt ok că acceptă că se duce la altcineva. Nu e. Nu e totul, pentru eu trebuie să-mi jentasea dezamăgită că nu sunt totul. Pentru, vezi și, da, nu știu, de-ai făcut? Vrei să fii totul. Uite, de exemplu, eu nu mă consider că vreau totul, că sunt o grămadă de lucruri pe care nu le fac. Și atunci mi se pare absolut logic că eu să nu am pretenția să fiu totul pentru cineva. Și uite, vezi că, ca să vedeți cum este, au fost oameni care au vrut să devină totul. Ei sunt prieteni pentru totdeauna. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Am normal mai dat și ceva mai. Din când în când mai găsesc câte astfel de oameni. Bă, în loc să fiți fericiți pentru cât este. Și pentru că aveți timp din când în când să vă mai vedeți, să mai faceți vreo chestie, voi tot supărați sunteți. Pe viață, nu sunteți niciodată mulțumiți pe ceea ce oferiți. Bun. Pe ceea ce vi se dă viața. Eu, de exemplu, sunt mulțumită, dar faptul că eu mă plâng că n-am niciodată bani e o stare naturală, că am multe obligații. Și lor li se părea că sunt un om sărac, că nu are bani, face lucrează de cine de bani, nu mă plâng că am multe obligații. Ne auzim de bine, băi, sărăciilor mentale, că pentru mine asta sunteți, n-am ce să vă fac, sunteți mai săraci mental decât sunt eu și mi se pare logic să vă spun așa, pentru că nu vă duce, nu-și logica, n-aveți, eu, de exemplu, am o logică, să vă lăsă, e foarte de mă și cap. Să ne auzim de bine, România. Iar oamenilor ăstora puțin care sunt aici, ei doar empatizează cu mine, pentru că în viața de zi cu zi li s-a întâmplat să aibă astfel de situații. Eu știu exact care mi este publicul, da? Eu doar voiam să vă dau explicația ceea ce s-a întâmplat. Vă spun că stăteam online și veneam să mă întrebe dacă nu umilesc și... Nu, păi umilesc, umilesc, cool, super. Ești femeie? Deschide camera, că vreau să văd pe ce anume... Dacă ești femeie, vreau să te văd că ești femeie. Și că ai tu fetișul ăsta să fii umilită de o altă femeie. Ei asta nu au înțeles nici când veneam online aici, pentru că eu vorbeam, câteodată mai vorbeam cu membrii mei și vă povesteam, v-am povestit ca nație online, eu recunosc. Și acum când o să fac un canal în limba română, o să fie drastic și rău să vă explic ca nație. Când plec în altă țară, o să vă povestesc așa cum vă manifestați vis-a-vis de mine. Dacă sunteți răutăcioși, invidioși, invidioase, nenorociți, proști, ați înțeles? Așa vă povestesc și eu. Fix cum vă comportați și voi față de mine. De-aia le deranja că eu îi povesteam pe ăștia cum era. Ideea de business pe care a intrat-o pe canal a fost exact ceea ce făceam eu. Că eu povesteam, ieșeam afară, mă duceam la cumpărături și povesteam de ce am pățit în ziua aia. În engleză.
în engleza mea de baltă, ai înțeles? Că dacă omul nu vroia să facă sesiune, dar el venea, știi? N-avea bani. Și eu povestea că zicea să vorbesc și eu, știți? Să vorbesc și eu ceva cu membrii aia. Și eu vorbeam divers. Mai venea unul care el nu ținea, nu vrea, n-avea nici fetiș, n-avea nimic, dar vrea să vorbească. Și noi vorbeam, că el n-avea. N-a găsit nimic care să-mi fie mie util, dar el vrea. Și bă, să-mi cumpere o cafea, să mai cumpere o chestie. Păi de-aia, bă, că voi nu sunteți în stare. Voi nu sunteți în stare. Când a apărut acest internet și când a apărut aceste canale și toate astea, s-a dus traficul și vizionările de la TV, s-a dus pe mediul online. S-au pierdut și de mii de oameni. Pe mine m-ați pierdut de mult. Deci eu, la mine televizorul este pe post de să am ce șterge praful. Da. Și mai am unul pe acilișa. Era în cameră, știi? Da. În cazul în care eu aș pleca peste câțiva ani de zile, să aibă omul televizor să-i pună, că nu se știe cine vine. Da. Așa. Și de, eu, da, pe aici, pe sus, știți? Da. E ca să aibă ce faci, să aibă ce ține, ce să fie pe aici, știi? Nu. Că el încă mai funcționează. Ăla care l-am oricum funcționează. Nici nu l-am mai schimbat, pentru că pentru mine televizorul nu este un. Mă mai uit, v-am spus, în mediul online, m-am uitat în momentul în care au plecat ăia de acolo, știi? Sau când au mai pus ei. Când am mai pus. De ce? Pentru că era reclamă și reclama nu era plătită. De-aia nu puteau să pună toată emisiunea. Pentru că în momentul în care apăreau reclame, da, ei trebuiau să bifeze că acel așa e sponsorizat. Nu prea le-a convenit să bage pe YouTube chestia asta și atunci, da, sau pe Facebook sau pe nu știu pe unde. Și nu era nimeni care să editeze, nu vrea să le editeze lor emisiunea, s-au șters canale, au o grămadă de televiziuni și au șters canalele, etc., etc. Deci, că eu doar v-am zis, nu îți cer voie, nu trebuie să cer voie, bă, ce, tu ce-i vrei lua aia, te, e public. De ce să nu știe lumea? Să știe lumea că e un business. Ăștia nu, ele nu fac de dragul vostru. Ele vor să-și, una, Dana Budeanu face reclamă la țoalele ei și la fetele care fac acolo și la faptul că ea, printre fetele alea, fac și chat, deci ea așa a reușit, ați înțeles, ea face și chat. Nu știu dacă ea sau altele care mai sunt pe acolo, fetele alea care, asta face. Și oricum ea face, dă astfel de haine și ce ori mai fi fost la niște studiouri și au la niște studiouri de chat, niște fete pe care le îmbracă. Au exclusivitate pe care le îmbracă. Alea, adică tu când te duci, eu trebuie să vă povestesc de lucrul ăsta. Erau într-un studio, tipa aia se ducea în Dragon și cumpăra și aducea haine din Dragon. După care, într-un alt studio, era parteneriat cu... Și când te duceai la muncă, găseai produse în intrare, înțeles, acolo, în care se făcea, era parteneriat cu diverse astfel de ateliere. Da? Nu mai știu undeva, cred că pe la... A fost un moment, cred că, nu știu dacă v-am povestit, eu îmi fusesem, tot așa eram între studiouri să-mi găsesc un studio în care să lucrez foarte mult timp, nu doar o lună, două, sau o noapte, două, trei. Eu am fost într-o grămadă de locuri între, știți, până să găsesc ceva care să mi se potrivească. Cum am plecat de la studioul ăla unde era, știți, și ei au crezut că o să ajung la el, știți că e frumos, mai avem fetii. Te morți, mătii. Nu te potrivești cu mine. Ca și caracter nu te potrivești. Dar, drag, nu știi ce cer eu. N-ai voie să vorbești, nu intri pe ăla, nu îți bagi nasul în business-ul meu, nu mă interesează ce pizda mătii vinde proasta de la, din studio care e nu știu ce reprezentant, nu știu ce firmă așa. Nu mă interesează de faptul că în firma aia la tine tu ai
parteneriat cu nu știu ce, așa, eu doar încercam să vă zic, ea are parteneriat, deci Madame Dana Budeanu are parteneriat cu nu știu câte studiouri de chat, da, unde se face gaming și unde fetele alea se îmbracă. Ok, și atunci cum este, ele își cumpără țoalele alea și la sfârșitul lunii, la sfârșitul când iei banii, ai de plat. Mult de plată. Dați seama că țoalele alea nu sunt ieftine. Da. Aceleași țoale care le găsești în Dragon, aceleași țoale, aceleași materiale. Adică nu e cine știe ce, mai au vreo două, trei care sunt făcute de români. Înțelegi, țesute manual, dar nu toate sunt țesute manual. Ok? Unele sunt luate de la chinezi, de la... Materiale sunt luate de la chinezi, de la nu știu ce, crezi că sunt luate toate de aici, din România. Asta nu știi. Nu sunt. Încă e pe bogăție. E pe bogăție. Vezi că găsesc și eu un outlet-uri, stai liniștit. Și la second hand. Foarte bune calitative am găsit. Stai liniștit. Mai am o grămadă. Nu trebuie să fie noi. Deci știți că le speli, torni de mii de clor pe ele și o grămadă de dezinfectant, pa, la unele care sunt albe. Altele există și clor fără, știți, înălbitori. Există înălbitori cu clor și înălbitori fără clor. Da. M-am învățat odată pe un prost că el nu știa. Așa, să-și pună rufele la spălat, că el și le uita și până mâine. Piedicați, nu mai piedicați din ăștia, am întâlnit. Și am vrut să-l ajut, știți? Îl ajut ca om. Dai un sfat. Că măsa acasă n-a avut timp. Măsa și cu taxi a zis, mamă, mama i-a zis, trebuie să ai fă grijă de o fată, să-ți fie frumos, te cămpăi frumos cu fata. Așa, mă prinzi o fuți. Asta a fost o educație pe care le-a dat-o părinților. Da. Nu le-a zis, mă, mamă, poate totuși nu o să găsești o fată cum trebuie. Și unde te duci tu acolo, cine știe, poate nu o să știi să faci de mâncare, să te învăț să faci un nou, să te învăț să faci cât să te acolo, hai să-ți explic cum să faci un nou, hai să te explic cum se pune o rufă la spălat, cum sortezi rufele la spălat, albe, negre, colorate, ia uite, era, am apăsat ceva, da? Ok, vă nu le învățați că erați ocupați. Nu zic că părinții voștri sunt așa cum sunt, asta sunteți, voi sunteți produsul a părinților care pe vremea respectivă a ta era educația lor. Nu zic că e rău că părinții voștri sunt așa cum sunt, că nici mie nu mi-ar plăcea să se lege de ai mei, dar ca idee ăștia sunte și vă ar trebui să știți lucrul ăsta și că da, Mahalaua este și în cartier, în sătucurile voastre unde totul este interesant și casa se vinde. Ce? Mahalagism. De Mahalaua este viața voastră, bârfa. A venit una să-mi explice mie, știi, că bârfa. Te zic eu ție bârfa, adică eu ca și cum nu știam că Mahalagia ai cele, știți, și că traficul se face printr-o Mahala. Din păcate la mine nu o să găsiți nume ale unor oameni, decât mai dacă sunt publice și e o chestiune publică vizuală, care poți să dai seama, de zi cu zi nu o să mă auziți. O să vă dau exemple unor oameni. Să ne auzim de bine România, de rău sau deloc, depinde de voi. Că v-am spus, personalitatea este ceea ce mă afectează pe mine. Felul în care eu reacționez este felul în care voi vă comportați vis-a-vis de mine. Da? Că atâta puteți. Mă venit de mare vedete, mare vedete. Bă, morți mă, ești că ești xenofob și ești și imbecil și un cretinopat, o humanoid, un homofob împuțit, da? Ce dracu să zic, că n-ai ce să te-ai supărat, nu ești, bă, trebuie să recunoașteți, nu știți să acceptați o refuzare, ca nație. Nu știți, bă! Voi înțelegeți, am întâlnit, am fost de N ori și la dating-uri și la astea și la case de produse. Nu au înțeles. Eu, de exemplu, am înțeles refuzul. Voi nu ați înțeles. Vorbește de rău, de vorbește de duci. Păi așa sunteți, așa faceți. Iar cealaltă, madame, își face, bineînțeles, și mai și are niște bani, că doar nu e degeaba, să știți. Absolut orice vedetă pe care o vedeți voi la TV și care nu vin pe gratis. Toți primesc bani.
Există fondurile acelei emisiuni, există un contract pe care îl are respectiva persoană când este invitată. Toți cântăreții au un contract cu tot trustul. De-aia el apare numai la acea televiziune. Și când apare la alte televiziuni, au niște clauze. Știți? Niște clauze. În momentul în care s-au vândut din punct de vedere al publicității, că e cineva responsabil pentru imaginea lor. Logică face ce li se dictează de respectiv conform contractului care sunt. Eu la fel. Când am lucrat undeva, n-am avut voie să apar nu știu unde. N-am apărut. Eu nu știu câte luni de zile. Acum mai acolo am fost. Atât. N-am avut voie să apar nicăieri altundeva. Înțelegeți? Eu, la momentele respective, am lucrat în asigurări. Eram nei ca nimeni. Vindeam niște contracte de... O să vorbesc și despre contractele de publicitate, contractele de... cum se numește? Contractele de... de asigurare. O să vorbesc de asta, o să vorbesc de porcăriile care se fac în firmele de asigurări. Că eu le-am privit dintr-un alt punct de vedere. O să vă povestesc. Cum erau îngenunchiați agenții buni. Și stimulați în ghilimele. Stați tu, că vă povestesc, eu v-am zis. Split it out. Dacă ați fost vreodată și ați făcut ceva greșit, eu sunt aia care o să... Deci, dacă vă e frică, vă e frică că o să vă dau un gât, nu-i așa? Mare, mare. Mare mizer mai sunteți, mă, după. Păi, normal că vă vând gratis, ce credeți? Vezi că toți vă vând. Nu e prin clauză. N-aveam nicio clauză, niciun contract. Că trebuia să tac. Eu vă ziceam, înțeles, din firma aia. O să vă povestesc și cum am ieșit eu, de ce am ieșit. Vă povestesc eu de ce am ieșit din ING. Era o firmă de asigurări, așa se numea la momentul respectiv. E rândit că acum a rămas doar cu doar cu banca. Eu n-am lucrat în domeniul bancar, am lucrat în asigurări, la vremea respectivă, așa se numea. Cred că am mai lucrat vreo perioadă în o anumită firmă de... Cam am tot lucrat. Dar cam în mare o să vă povestesc cam cum ajungi să îngenunchezi astfel de persoane. Eu aveam skills-uri, n-am rămas pentru că v-am zis. O să vă povestesc. Fac și asta. O să vă povestesc și despre asta pentru că am lucrat foarte mult în domeniul asigurărilor. Îmi rotunjeam veniturile. Bun, să ne auzim de bine România, de rău sau deloc. Stai să vedeți când o să încep în limba engleză, ce tragedie o să fie. Eu acum fac practică, știi? Și în funcție de alea, când timpul liber, o să-mi fac alea în limba română, în limba engleză. Stai să ne știți când o să-mi pun eu la punct engleză. Să vedeți vreo atunci ce frumos este când o să vă fac de râs tara. Păi stai de râs, mă. Nu se dăreți, mă? Da, nu, eu mă comport așa? Comportați-vă frumos, între voi. Și probabil nu o să mai am nici ce să povestesc în viitor. Dacă o să vă comportați civilizat. Să ne auzim de bine. De rău sau de rău, încă o dată.